Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Urușciuc, autorul podcastului În Esență, unde împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Comisarul principal Ruslan Gălușcă, noul șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, este invitatul ediției de azi, în care ne propunem să discutăm despre securitatea frontierelor Republicii Moldova și felul în care polițiștii de frontieră stau strajă la hotare în condițiile unor realități geopolitice regionale deloc simple. Ruslan Gălușcă, bine ați venit la Europa Liberă! Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit! Domnule Gălușcă, dumneavoastră ați preluat funcția de șef al Poliției de Frontieră acum nici două luni. Sunteți însă om al frontierei cam de vreo 14 ani. Ce înseamnă frontiera de stat a Republicii Moldova din perspectiva mandatului pe care îl dețineți acum? Aveți dreptate, suntem într-o situație geopolitică destul de complicată. Atunci când avem un război la frontieră și pe lângă asta, toate problemele sistemice care sunt și respectiv au generat o altă serie de probleme instituționale, respectiv aș spune că este un mandat destul de complicat, dar cred că împreună cu echipa Poliției de Frontieră, care este o echipă destul de profesionistă și puternică, vom reuși să realizăm acele sarcini care sunt puse în seama noastră de către cetățeni, de către conducerea țării și vom putea să realizăm cu bine mandatul. Lungimea totală a graniței Republicii Moldova este de puțin peste 1900 de kilometri, dintre care mai bine 1200 de kilometri e frontiera moldo-ucraineană, inclusiv peste 450 de kilometri pe segmentul transnistrean. Cu România, Moldova are o graniță pe o lungime de circa 700 de kilometri. Domnule comisar principal, care sunt cele mai problematice segmente ale frontierei, dacă ar fi să generalizăm cronicile informaționale zilnice ale Poliției de Frontieră? Știți, frontiera este ca un organism viu. El întotdeauna are diferite riscuri în dependență de specifica acesteia. Noi avem diferite riscuri și problematici atât la frontiera moldo-ucraineană cât și cea moldo-română. Doar că diferențiază acele tipuri de infracțiuni care sunt caracteristice pentru una sau pentru alta frontieră. La moment, dacă este să luăm din statistici, cea mai activă frontieră se dovedește a fi frontiera moldo-ucraineană și anume ne întâlnim cu faptul trecerilor ilegale excesiv de multe din partea cetățenilor ucraineni care traversează ilegal frontiera de stat în Ucraina, în Republica Moldova. Cumva pe această componentă acum sunt concentrate o majoritate de forță și mijloace instituționale ale Poliției de Frontieră, datorită faptul că avem un număr chiar ridicat comparativ inclusiv și cu anul 2020. Și doi, dar și cu restul anilor de până acum. Frontiera moldo-română deja nu este atât de atractivă din punct de vedere a trecerilor legale pentru cetățenii ai Ucrainei în cazul dat, dar mult mai atractivă pentru cetățenii deja din statele care au un risc sporit de migrație și aici mă refer la state din Orientul Mijlociu, Africa și totodată contrabanda cu diferite produse accizate, reieșind din faptul că diferența de prețuri este una destul de simțitoare. Deci, practic, acestea sunt niște caracteristici generale, dacă este să vorbim prin prisma riscurilor, la frontiera moldo-română și respectiv moldo-ucraineană. În Republica Moldova există probabil peste 80 de puncte de trecere a frontierei, inclusiv în jur de 25 pe segmentul transnistrean. Asta e mult sau e puțin pentru o țară ca Republica Moldova? Știți, dacă este să evaluăm numărul de persoane care traversează frontiera de stat, aș spune că este cam mult pentru punctele de trecere care se află la moment în gestiunea Poliției de Frontieră, dar vreau să adaug că acest număr care ați menționat dumneavoastră mai sus este cumva repartizat nu proporțional pe frontieră. Datorit faptul că odată cu stabilirea frontierei moldo-ucrainene, noi am avut foarte multe puncte de trecere instituite pe diferite locații, inclusiv locale și interstatale. Acea categorie de punct de trecere care la frontiera moldo-română, de exemplu, nu sunt.
Respectiv, ne întâmpinăm acum cu problema că dacă la frontiera moldo-română avem un număr de punct de trecere care nu satisface nevoilor deja țării noastre, dat fiind faptul că fluxul este într-o permanentă creștere pe acest segment de frontieră, vis-a-vis de cea frontieră moldo-ucraineană, unde numărul este unul mare, dar fluxul este unul mai redus, dacă este să luăm comparativ. Deci aș spune în felul următor că frontiera moldo-ucraineană necesită o optimizare acestor puncte de trecere ca număr, dar totodată o revizuire a numărului de puncte de trecere existente pentru moldo-română cu posibilitatea extinderii acestora. Dar din cele 80, nu toate sunt funcționale, cred. Nu toate sunt funcționale, o bună parte din ele sunt locale. Deci un punct de trecere local este cel punct de trecere care funcționează la solicitarea unui dintre părți. Deci ele nu au un regim de activitate 24 din 24. Plus la asta sunt și unele puncte de trecere care sunt funcționale doar ocazional și mă refer la punctele de trecere care erau acvatice, da? Pe feriboturi, dată ce n-au trecut evaluarea calității pe domeniul de securitate, acestea au fost la moment sistate. În regiune, așa cum spuneam, situația geopolitică este tensionată, în Ucraina are loc un război la scară largă. Mulți s-ar întreba probabil în acest context cât de eficientă este poliția de frontieră, cât de temeinic își îndeplinește atribuțiile. Avem o concentrare de forță și mijloace adăugătoare la ceea ce iubim noi frontiera moldo-ucraineană pentru a putea gestiona cu eficiență acele riscuri care sunt pe acest segment de frontieră. Totodată, atât noi instituțional cât și de comun cu partenerii externi avem un plan destul de bine pus la punct de dezvoltare instituțională care ar permite extinderea atât cu resurse de mijloace, mă refer, cât și cu componenta de efectiv pentru a extinde prezența în anumite zone. Aș spune că la moment situația este una stabilă. Da, este complicată, dar este una stabilă. Pentru că nu avem fixate careva incidente nici pe de o parte, nici pe de alta de frontieră, care ar arăta că poliția de frontieră nu își îndeplinește în măsură de plin atribuțiile. Dar au existat momente tensionate, ca să zic așa. Momente tensionate, cred că vă referiți la situația cu criza de refugiați. Într-adevăr, pentru noi a fost un exercițiu nou, recunosc, noi am avut o experiență în acest domeniu și odată cu invazia Rusiei în Ucraina ne-am ciocnit cu mai multe provocări cu care a trebuit să învățăm din mers, dar grație profesionalismului angajaților noștri și susținerii care am avut-o și de la parteneri, am putut să gestionăm destul de bine această criză și știți că avem chiar și o apreciere destul de bună la nivel european pe această cale. Poliția de frontieră a Republicii Moldova se poate lăuda cu un număr suficient de angajați? Cu părere de rău, nu. Avem o problemă la capitolul suplinire cu personal. Este cert că din cele 3700 de funcții care are Poliția de Frontieră, la moment, circa 80% din ele sunt ocupate. 700 de funcții rămân oricum vacante. Întreprindem mai multe măsuri cu privire la lichidarea acestor... Deci aveți o penurie de cadre de 20%, da? Da. 20%, deci suntem în lipsă de personal. Noi, ca și instituție, ne propunem pe anul care vine și totodată ca o perspectivă de dezvoltare pe viitor să facem frontiera cât mai inteligentă, ca să avem o rază de acoperire cât mai mare cu mijloace tehnice, în așa fel ca lipsa de personal care este să fie cumva simțită nu așa puternic cum este simțită la moment. Ce planuri de modernizare a Poliției de Frontieră a Republicii Moldova există și cine susține acest proces? În ce măsură autoritățile moldovene reușesc să susțină financiar modernizarea acestei structuri? Avem planuri destul de ambițioase în ce privește modernizarea Poliției de Frontieră pe mai multe componente. Dacă este ne referim la cea de bază și cred că la componenta tehnică, avem ca și viziune de fapt să îmbunătățim și să extindem rețeaua de sisteme fixe de observare, ceea ce ar însemna mai multe turnuri, mai multe sisteme de observare prin intermediul sistemelor de termoviziune.
mai multe sisteme mobile la fel de observare și totodată dezvoltarea componentei de supraveghere aeriană, un component nou în cadrul Poliției de Frontieră, care este dezvoltat recent, dar deja așa arată. Mă referiți la drone de supraveghere, da? Da, mă refer la sistemele de drone și de luptă cu antidrone. Avem o susținere bună din partea partenerilor externi prin intermediul diferitor proiecte ca să ne realizăm acele ambiții pe care le avem, dar totodată am revizuit puțin și cheltuielile care le avem din cadrul bugetului de stat pentru a întări acea componentă despre care am relatat mai sus. Bugetul Poliției de Frontieră alcătuiește în 2024 peste 737,8 milioane de lei, cu 9 milioane de lei mai puțin față de anul 2023. În 2021, bugetul Poliției de Frontieră trecea puțin peste 570 de milioane de lei. Totodată vrem să ne extindem pe componenta de pregătire a efectivului. Înțelegem că riscurile deja care sunt la frontieră și situația în genere din regiune deja ne impune să fim și noi mai volativi la acest capitol. Sunt aprobate programe noi de instruire și respectiv o nouă abordare asupra calității serviciului polițistului de frontieră, fie la frontiera verde, fie în punctele de trecere, în așa fel ca să fie capabil la timp să depisteze și respectiv să intervină în caz de situații. O bună parte din investițiile noastre au ca scop să îmbunătățească ceea ce numim noi mobilitatea patrulelor în zona de frontieră. De fapt, asta ar crește gradul de acoperire a zonelor și ar reduce din timpul de reacție al rezervelor noastre pe anumite dimensiuni. Ați pomenit despre drone. Câte drone aveți și pe ce segment monitorizează cel mai frecvent acest nou utilaj? Drone avem deocamdată în număr cam de 1 la 1, dacă aș spune câte patrule ale Poliției de Frontiere sunt, cam și atâtea drone. Mai exact? Cred că 60 la moment undeva pe instituție, dar această cifră va fi extinsă la sigur, pentru că în proiectele care noi le avem și în viziunile noastre este ca fiecare patrulă ale Poliției de Frontiere care se află pe frontieră să fie dotată cu câte o dronă. Aceste drone au o repartizare pe ambele sectoare ale frontierei, mă refer la frontiera moldo-română și moldo-ucraineană și sunt folosite de către patrulele noastre în vederea îmbunătățirii calității supravegherii unor segmente de frontieră. Și cum am menționat mai sus, această componentă nouă a Poliției de Frontieră deja își aduce și rezultatele, avem și fixate mai multe încălcări, fixate inclusiv și depistate chiar și canale de traversare ilegală cu ajutorul acestor sisteme. Ca să fie clar, în dotare aveți doar drone de supraveghere. Da, avem doar drone de supraveghere și câteva doar sisteme antidrone, pentru că urmărim și tendința statelor europene și înțelegem că deja cei care au interese ilegale la frontiera de stat folosesc aceste drone inclusiv pentru a transporta peste frontiera de stat bunuri sau de a face diferite cercetări a terenului cu privire la identificarea locului de amplasare a patrulii. Avem ca idee să dezvoltăm și componenta de a bloca aceste drone, deci de luptă contra dronilor. De le dobori, altfel spus. De le dobori, altfel spus, da. Doamne Gălușca, unde e război, acolo sunt și arme și de multe ori ieșite de sub controlul autorităților. Cât de mari sunt riscurile ca arme și muniții din Ucraina să ajungă pe teritoriul Republicii Moldova? Au existat tentative sau cazuri? Vreau să spun că la moment careva arme cu scop militar noi nu am avut fixat la frontieră. Avem cazuri crescânde, dacă să vorbim ca statistici, de depistare a armelor și munițiilor în punctele de trecere, dar mă refer aici mai mult la arme de tip sportiv sau de vânătoare. Ca risc își menține actualitatea acest fenomen și noi înțelegem destul de bine că numărul de arme și muniții care circulă acum în Ucraina poate respectiv să ajungă și la frontieră prin diferite forme de contrabandă. Respectiv am identificat acest risc, am intensificat controlele la frontieră atât individual cât și în comun cu partenerii noștri și aici mă refer la colegii noștri de peste frontieră, în cazul nostru Ucraina și respectiv
România, suntem destul de bine pregătiți la compartimentul analizei de risc și informații operative pentru a putea gestiona această situație. La moment, cum am menționat, nu avem fixate cazuri unde au fost reținute sau încercat cineva să traverseze peste frontiera de stat armament cu destinație militară. Domnule Galușca, de unde ajung pe teritoriul Republicii Moldova cei mai mulți migranți ilegali? Din Ucraina este cea mai activă frontieră. Pentru 2023 noi avem fixate circa 8.000 de traversări ilegale frontiere de stat, dintre care 95% sunt cetățeni ai Ucrainei. Ce loc are migrația ilegală a bărbaților din Ucraina, unde există o lege care interzice bărbaților cu vârstele cuprinse între 18 și 60 de ani să părăsească teritoriul țării lor? Aparent, această migrație ilegală a dezvoltat un adevărat business ilegal la graniță, ori taxa de trecere a unui cetățean ucrainean, am văzut, oscilează între 5.000 și chiar 10.000 de dolari pentru fiecare. Acest fenomen cât de răspândit este și în ce zone are loc cu precădere? Dacă e să ne referim la statistici, reiterez că pentru 2023 avem fixate circa 8.000 de traversări ilegale, 95% a cărora constituie cetățenii ai Ucrainei care nu vor sau sunt supuși riscului de a fi înrolați în armata ucraineană. Da, dumneavoastră aveți dreptate când spuneți că această activitate deja a devenit și un business pentru anumite elemente criminale, datorită faptul că ei plătesc bani pentru a fi sau pentru a se eschiva, mai bine spus, de controlul care pot fi supuși pe teritoriul Ucrainei cu scopul de a ajunge în Republica Moldova. Cert este că 67% din numărul total de traversări este pentru sectorul transnistrian, deci o bună parte din aceștia, 5.000 de fapt și la număr traversează ilegal frontiera pe acest tronson de frontieră, unde noi, cu părere de rău, nu suntem prezenți și nu asta avem și capacitate. Asta și explică cumva. Și da, nu avem capacitate de a gestiona acest fenomen la frontiera de stat, respectiv sunt aplicate alte mecanisme deja de lucru și identificarea acestora pe interiorul țării. Totodată vreau să vă spun că avem destructurate mai multe organizații care, de fapt mai multe grupuri care organiza trecere legală a frontierei de stat, activ fiind practic tot sectorul de frontieră moldo-ucrainean. Cum vă explicați că rămâne la cote mari contrabanda cu țigarete, domnule comisar principal? De ce, în ciuda monitorizării frontierei, Republica Moldova rămâne unul dintre furnizorii cei mai mari în România a țigărilor de contrabandă? Ar fi bine de distins la acest capitol două chestii destul de importante. Dacă este să vorbim despre contrabanda cu țigări și în genere cu contrabanda cu bunuri, avem segmentul verde de frontieră, cel ce este între punctele de trecere a frontierei de stat și respectiv a bunurilor prin punctele de trecere a frontierei de stat. Poliția de frontieră, ca și autoritatea, este responsabilă de contracararea cazurilor de contrabandă peste frontiera verde al frontierei de stat, nu și prin punctele de trecere. Vreau să spun că pentru anul 2023 noi avem doar circa 5 cazuri de depistări de trecere ilegală a frontierei de stat pe segmentul verde al frontierei, cum numim noi, a produselor de tutun. Restul cazurilor fiind înregistrate prin punctele de trecere, acolo unde competența nu este a poliției de frontieră, este a colegilor noștri din serviciul OMAL. Ce ține de cota ridicată a țigaretelor, fac referire și la un studiu recent elaborat de compania Novel din România, care relatează că din numărul total de țigarete care vin ilegal cu teritoriul României, o cotă de circa 80% aparține trecerii ilegale prin punctele de trecere a frontierei stat acestor bunuri, deci nu pe segmentul verde. În 2022, după izbucnirea războiului în Ucraina, în Republica Moldova au fost detașați în jur de 80 de ofițeri ai agenției europene Frontex. Îmi amintesc că atunci opoziția parlamentară de la Chișinău a criticat faptul respectiv. Ce efecte a dat prezența acestor ofițeri la granițele Moldovei? Deci, începând cu războiul,
în Ucraina, într-adevăr, a fost detașat un grup de ofițeri Frontex în cadrul Poliției de Frontieră pentru a-și efectua acele activități care erau conform memorandumului și acordului de mandat care l-a avea atunci Republica Moldova cu această agenție. La moment, noi avem circa 170 de ofițeri Frontex care activează de comun cu colegii noștri în prima linie și asta înseamnă o plus valoare, în primul rând, umană, pentru că noi vorbim despre suplinirea cu efective active care supraveghează și respectiv asigură un control frontierei de stat. Dat fiind faptul că războiul a creat și niște provocări pentru noi destul de serioase, pentru care noi nu eram tocmai cei mai pregătiți, și mă refer la criza de refugiați și alte riscuri cu care s-au soldat după aceasta. Deci plus valoarea acestor ofițeri era una destul de bună, mare, pentru angajații noștri, dat fiind faptul că experiența acestora a fost preluată predeplin și respectiv procedurile noastre de operare au fost aliniate la procedurile europene. Mai mult ca atât, am avut parte și de o asigurare ca componentă de mijloace în plus din partea agenției. La moment, două mijloace de transport dotate cu termoviziuni sunt iarăși folosite la supravegherea frontierei de stat de comun cu agenția. Alinierea procedurilor noastre la procedurile europene era să fie următoarea etapă care trebuia să aducă plus valoare instituției. Și până în final, schimbul de experiență, schimbul de informații, schimbul de cultură să fie la urmă urmei, la fel a adus un plus valoare pentru fiecare angajat, în așa fel ca calitatea acestuia la frontiera de stat să fie una pe măsură. Acești 170 de ofițeri Frontex despre care ați spus activează în anumite sectoare, în anumite segmente sau? Da, ei sunt repartizați pe anumite sectoare ale Poliției de Frontieră care sunt caracterizate ca cele mai de risc, cele mai solicitate și respectiv conform unui grafic aprobat, aceștia activează de rând cu colegii noștri. În prima perioadă de după izbucnirea războiului, Republica Moldova a trebuit să facă față unei crize majore de refugiați din țara vecină, Ucraina, așa cum ați menționat mai devreme. Ce lecții ați învățat din această criză dumneavoastră, ca și polițist de frontieră, dar și ca om? Ce v-a marcat cel mai mult? A fost o etapă destul de o cotitură, aș spune eu, pentru cariera mea și nu doar, pentru colegii care au fost în prima linie acolo. În primul rând vreau să spun că experiența care am căpătat-o în urma la asta este una care poate fi valorificată și pe viitor și instituția noastră, Poliția de Frontieră, datorită faptul că a făcut față provocărilor care au fost atunci, este pregătită pentru asemenea scenarii și deja pot să spun cu certitudine că suntem gata pentru a face față altor riscuri care pot să apară la frontiera de stat. Câți refugiați au trecut mai exact prin Republica Moldova și ce arată fluxul actual de traversări pe la granița moldo-ucraineană? De la începutul războiului și până acum avem circa 1.300.000 de traversări, majoritatea, mă refer la cetățenii ai Ucrainei. O bună parte din ei au părăsit teritoriul național în așa fel că la moment, conform sistemelor noastre informaționale, se află pe teritoriul național circa 100.000 de cetățeni ai Ucrainei. Și această cifră rămâne a fi una constantă, mobilitatea lor este una destul de ridicată, în așa fel că zilnic noi procesăm în jur de 10.000 de cetățeni ai Ucrainei care traversează frontiera de stat pe ambele direcții. Cu aproape două luni în urmă, Moldova și Ucraina au semnat o serie de protocoale interinstituționale cu privire la organizarea controalelor comune în 7 puncte de trecere a frontierei. Câte au devenit operaționale și ce planuri mai există în acest sens? La moment se petrec lucrări de extindere a infrastructurii pentru punctul de trecere comun Giurgiulești-Tereni, pe seama căruia de fapt ce va trebui să fie dezvoltat și coridorul verde care va permite facilitarea traversării frontierei de către cerealele și mărfurile care vin din Ucraina. Totodată o bună parte a acestor protocoale prevăd operaționalizarea punctelor de trecere comune care se află pe sectorul de centru sau transnistrian al frontierei și datorită faptul din situația de război care este acum, noi nu putem să le operaționalizăm, dar totodată vreau să informez că punctul
punctul de trecere cu Ciurgan-Novosavitskaya feroviar, care se află pe teritoriul Ucrainei. Am semnat actul de gătință acestui punct de trecere, deci tehnic suntem gata deja de activa în acel punct de trecere pentru a asigura bună circulația a mărfurilor. Așteptăm niște decizii la nivel de ministerele de resort responsabile pentru transporturi din partea noastră cât și din partea Ucrainei. Din punct de vedere a autorităților de frontieră, cât a Republicii Moldova, cât și a Ucrainei, noi suntem gata. În ce fel și cum controlează poliția de frontieră segmentul transnistrian pe granița moldo-ucraineană? Segmentul transnistrian pe granița moldo-ucraineană la moment rămâne a fi un sector necontrolat. Doar ceea ce măsuri se întreprind la frontiera administrativă de către colegii noștri din cadrul Poliției Naționale și respectiv Serviciul VMAL de comunicare și cu colaborare cu alte instituții de aplicare a legii. La moment nu avem o prezență acolo cu părere de rău, dar vreau să spun că mecanisme și instrumente de aplicare noi avem, odată cu ameliorarea situației și în urma negocierilor care vor fi purtate cu partea ucraineană, noi am putea, prin intermediul patrulărilor comuni și controlului comun, să fim pe acest segment de frontieră. Cum? Pe teritoriul Ucrainei, de comun cu colegii din Ucraina. Așa cum și avem experiență la moment pe frontiera controlabilă, să-i spunem așa. Aceste instrumente sunt aplicate de o bună perioadă de timp, deci ele funcționează și au arătat eficiența și pot fi extinse. Nu pot să nu vă întreb despre incidentul produs la granița moldo-ucraineană pe segmentul transnistrian, când un locuitor din stânga Nistrului a fost ucis, iar altul rănit într-un schimb de focuri cu oamenii de frontieră ucraineni. Incidentul ar fi avut loc pe 10 ianuarie, potrivit ambasadorului ucrainean Marco Shevchenko, dar despre el la Chișinău s-a aflat cam peste o lună. Ce s-a întâmplat? Unde s-a întâmplat acest incident? Cu părere de rău, multe detalii la acest incident nu vă pot da, deoarece nici noi nu cunoaștem toate detaliile. Cum și-am menționat, odată ce prezența noastră pe acest segment de frontieră este lipsă, respectiv nici noi nu cunoaștem foarte multe aspecte care ar putea fi importante la această cauză. Ne-am informat și noi din declarația ambasadorului care a adus la cunoștință și a informat despre incidentul produs. Alte detalii, cu părere de rău, nu le cunoaștem. Chiar timp de o lună nu s-a putut afla despre incidentul ăsta produs? La nivel de poliție de frontieră sunt mecanisme clare care spune cum are loc schimbul de informații pe aceste dimensiuni și respectiv odată un incident produs la frontieră, cum în cazul nostru pe teritoriul Ucrainei, respectiv despre aceasta trebuia să fim informați de către partea ucraineană. Odată ce nu am primit o informație, nu putem să știm dacă există sau a fost ceva acolo. Acum un an, Chișinău a adoptat o lege de pedepsire a separatismului, iar pretinsele autorități de la Tiraspol ar cădea sub incidența acesteia. Cât de mult a limitat acest cadru legal călătoriile autorităților separatiste? Nu aș spune că a limitat cumva călătoriile, pentru că... A descurajat. Regulile de traversare a frontierei de stat sunt expuse în legislația națională, respectiv careva criterii aparte nu sunt aplicate, pe careva articalității de persoane, decât în cazul în care acesta răspunde rigorilor și respectiv are toate actele valabile pentru traversarea frontierei de stat. Deci careva măsuri adăugătoare nu au fost instituite. Domnule comisar principal, care sunt temeiurile când unii cetățeni din regiunea transnistreană sunt întorși din drum pe aeroportul Chișinău, nu li se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, cum a și fost cazul Anei Mamei, președinta judecătoriei din Tiraspol? Condiție pentru autorizarea trecerii frontierei de stat este să te aliniezi strict acelor conformități care sunt expuse în legislație și actele să aibă valabile. Atâta timp cât procedura este respectată, respectiv careva reguli sau filtre separate nu se instituie. Altă situație este când traversează la intrare în țară, de exemplu, cetățenii altui stat, cum în cazul menționat mai sus, doamna cetățeancă a Federației Ruse, pentru că acesta a fost documentul care a fost prezentat la control, nu și-a putut justifica scopul călătoriei. Este o condiție obligatorie care este aplicată tuturor cetățenilor care traversează frontiera de stat. Respectiv, în acest sens, au fost aplicate procedurile existente și inspectorul de la linie, care de fapt și este responsabil de primirea deciziei de autorizare sau neautorizare a frontierei de stat, și-a efectuat
acțiune în strict conformitate cu normele interne. Nu există restricții pentru careva cetățeni atâta timp cât este respectată procedura. Noi vorbim despre niște proceduri care se efectuează la controlul trecerii frontiere de stat, aplicabile pentru toată categoria de cetățenii care traversează frontiera de stat. Atâta timp cât există o neregularitate, indiferent de cetățenii acestuia, lui este refuzat intrarea în țară. Cum s-au schimbat, dacă s-au schimbat lucrurile pe segmentul asigurării securității la aeroportul internațional Chișinău, unde anul trecut, vara, a avut loc un atac armat soldat cu victime umane? Știți foarte bine că aeroportul a fost supus unei evaluări atât pe intern cât și cu ajutorul partenerilor noștri din extern, și aici mă refer la Statele Unite, Polonia, USCE, dar de fapt și alte state care și-au acordat suportul pentru a face această activitate, în urma căruia și-a fost elaborat un plan de înlăturare a neajunsurilor care cuprinde mai multe capitole. Vreau să spun că la moment o bună parte din acel plan este realizat. Noi am investit foarte mult în domeniul de pregătire a efectivului, de dotare acestora și respectiv ridicarea componentei de ce numim noi capacitate de reacție. La ziua de astăzi suntem la ultima sută de metri de negocieri cu administrația aeroportului pentru a fi acordat în gestiunea poliției de frontieră încăperi, care fiind folosite și respectiv extinse ca și locuri de efectuare a serviciului, dar și de efectuare a procedurilor necesare la control la trecerii frontierei stat, va avea ca scop consolidarea securității aeroportuare. Intrarea parțială a României în spațiul Schengen în martie va schimba cumva regulile sau condițiile în traficul transfrontalier la granița moldo-română? De ce ar trebui să țină cont cetățenii din Republica Moldova? La prima etapă, România va intra în Schengenul, așa numitul Schengen maritim și aerian. Exact. Deci frontiera terestră nu va fi atinsă, respectiv regulile de traversare a frontierei de stat rămân a fi neschimbate. Alta este că noi deja suntem inclusiv și în lucru paralel cu racordarea legislației noastre naționale la cerințele UE, în așa fel ca odată intrând deja România în Schengen pe deplin, respectiv și noi să fim în pas cu procedurile existente, în așa fel ca cetățenii să beneficieze de o călătorie fără careva probleme la traversarea frontierei de stat. Respectiv, riscurile care vor crește în urmare la acesta, ele sunt examinate, prelucrate și la moment, la fel, sunt întreprinse toate măsurile necesare pentru a securiza frontiera cu România. În general, domnule Gălușca, se află în vizorul poliției de frontieră anumite persoane sau categorii de persoane când ajung în Moldova, în sensul ca să fie verificate mai riguros sau întoarse din drumul lor? Există liste cu asemenea cetățeni din țări anume? Analiza de risc și profilarea persoanelor este un instrument care este inclus în regulamentele noastre interne ce privește ca procedură de control la traversarea frontierei de stat. Nu avem careva liste pe familii anume, doar că persoanele care efectuează control la trecerea frontierei de stat, având în vedere aceste instrumente, le aplică pe seama călătorilor și respectiv, în dependență de rezultatul acestora, primesc decizia de acordare a permisiei de traversare a frontierei sau de neautorizare a traversării frontierei de stat. Alta este deja când persoana este pusă la evidență sau la consemne pe diferite sisteme informaționale, inclusiv Interpol, atunci deja pe aceste persoane se aplică măsurile separat, în conformitate cu legislația națională. Am adresat această întrebare inclusiv ținând cont de cazurile când a fost îngrădit accesul interpretului Goran Bregović și acum recent cel georgian sau rus Irakli. Deci, cum am menționat mai sus, procedurile aplicate față de aceștia au fost procedurile standard care se aplică față de cetățeni străini la intrarea în țară, respectiv dacă urmarea evaluării acestor proceduri inspectorul a primit decizia de neautorizare a frontierei de stat, deci ea a fost corectă. Atunci când se decide să îi se refuze unei persoane intrarea în Republica Moldova, cine ia de fapt decizia? Cum funcționează acest mecanism? Decizia de autorizare sau de neautorizare a trecerii frontierei de stat îi aparține strict inspectorului care și procesează această persoană. Vreau să adaug că nici șeful inspectoratului nu poate interveni în decizia acestui atâta timp cât ea este legală, conform procedurilor noastre existente.
În contextul alegerilor prezidențiale din Rusia s-a stabilit deja că în Republica Moldova va fi deschisă o singură secție de votare la ambasada Rusiei din Chișinău. Cel mai probabil vor exista tentative de deschidere a unor secții de votare și în regiunea transnistreană. Cum va fi reglementată eventuala circulație, deplasarea observatorilor, a unor politicieni sau consultanți ruși? Regulile de traversare a frontierei de stat, cum am menționat, sunt expuse în legislație, respectiv traversarea frontierei se va face în conformitate cu cerințele acestuia. Nu sunt la moment careva restricții impuse aparte pentru anumite categorii de cetățeni. În cazul alegerilor ruse în Moldova, buletinele de vot sunt aduse de la Moscova cu poșta diplomatică, iar de la Chișinău sunt transportate cu mașinile ambasadei spre Tiraspol. Cum va acționa poliția de frontieră în situația în care Chișinăul zice că în Republica Moldova va fi doar o singură secție de votare legitimă? Atâta timp cât va fi respectat legislația națională în ce privește transportarea peste frontieră acestor buletine de vot, atunci poliția de frontieră nu va interveni cu careva măsuri aparte și cred că în colaborare cu angajații, cu colegii noștri de la Serviciul Vamal, deja care de fapt și sunt responsabili de aspectul de bunuri, vom primi deciziile separate în conformitate cu legislația națională. Dar atunci când poliția de frontieră bună oară va avea informații că buletinele de vot urmează să fie transportate în regiunea separatistă, cum va acționa poliția de frontieră? Deci, de comun cu colegii, iarăși, din cadrul Ministerului de Interne, cu poliția respectiv națională, vom acționa în conformitate cu procedurile existente. La alegerile prezidențiale din Rusia din 2018, în regiunea transnistreană au fost deschise 24 de secții de votare. Atunci, Moscova a trimis în stânga Nistrului 192.000 de buletine de vot, adică în jur de 8.000 de buletine pentru fiecare secție de votare. Și dacă vor fi depistate careva încălcări, respectiv vor interveni pentru a curma aceste încălcări. Președinta Maia Sandu a declarat anul trecut, fiind întrebată de jurnaliști străini, că dacă omologul său rus, Vladimir Putin, ar veni în Republica Moldova, imediat va fi arestat. Curtea Penală de la Haga a emis anul trecut un mandat de arestare a domnului Putin. Așadar, figurează numele liderului rus în lista persoanelor pasibile de reținere la graniță? Nu pot să vă spun la moment, nu am acces la aceste liste, deci numele unor persoane care sunt puse la evidență la traversarea frontierei de stat, de fapt, sunt niște activități cu un caracter restricționat și respectiv nu toți au acces la aceste date. Nu vă pot spune la moment. Dar polițiștii moldoveni ar fi gata pentru o asemenea reținere? Asta este meseria acestora, respectiv ei vor îndeplini. Ruslan Gălușcă, mulțumesc pentru această discuție. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify în străinătate. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, pe Agenda de luni până joi, Laboratorul Social în zi de marți, o dată la două săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de Știri. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, ne auzim din nou săptămâna viitoare într-o nouă ediție a podcastului În Esență.